Salut, balanțe! Voi face etalarea pentru săptămâna 17-24 aprilie. Pentru cei care aveți Zodia, Ascendentul și Femeile, Luna în Balanță, este o etalare generală. Așa cum știți de obicei, nu avem o săptămână foarte tensionată. Dar dacă vreți să știți mai multe despre horoscop, puteți să vă abonați pentru a primi horoscopul. Și de asemenea, nu uitați că avem și eclipsa de Soare în taur de pe 30 aprilie. Prima eclipsă, o eclipsă care ne aduce schimbări importante pentru fiecare zodie. Deci, întrebarea este ce veți primi nou sau noutăți în această săptămână. generozitate, bani, veți primi niște bani. Nu sunt foarte mulți bani, nu reprezintă întotdeauna foarte mulți bani, dar poate să reprezinte o șansă pentru voi de a vă afirma, de a arăta ceea ce puteți sau primiți nici câțiva bănuți din care puteți să faceți și voi la rândul vostru, am zice, Daruri. Haideți să vedem voi, resursele, comunicarea, familia, fericirea. Locul de muncă și sănătatea, contracte, asocieri, procese, schimbări, transformări, cunoaștere, dar și călătorii, carieră, reuște sociale, relații și Sacrificiu, karmă. Bun, haideți să vedem. Voi, un patru de monede. de voi sunteți într-o situație, să zicem, financiară, în care vreți să faceți ceva sau aveți ceva de făcut. Trebuie să economisiți cumva banii, nu puteți să cheltuiți prea mult, deci. Sunteți o persoană care în momentul ăsta vreți să arătați că țineți, țineți să faceți puține economii. Așa vă văd ceilalți, fiindcă este o casă unde poate să fie și așa cum vă văd ceilalți. Dar legat de fericirea voastră s-ar părea că este contestată poate o creativitate, un hobby, uh, iubire mai puțin, fiindcă vorbim de opt de monede, deci reprezintă și resurse, bani. Uh, și aceștia sunt uh, probabil uh, bunuri materiale, sunt contestate de ceilalți. Am zice că Puteți să luați atitudine, să cheltuiți bani prin judecăți sau nu, puteți să-i lăsați să vorbească și să nu le dați importanță. În schimb, la cunoaștere, s-ar părea că voi vă cunoașteți foarte bine situația și știți că aveți acest mare preot, mentorul vostru, care vă spune să. Treceți totul prin conștiința voastră. Să nu aveți atitudini ferme sau să încercați să faceți anumite lucruri până când nu treceți totul prin conștiința voastră. Deci, am zice că poate fi o călătorie unde este bine să păstrați relații amicale bune cu cei care călătoriți. Și, bineînțeles, să vă abțineți de a critica sau de a vă arăta nemulțumirea față de cineva. Păstrați o atitudine corectă, fiindcă asta, în societate, asta vă și cere marele preot. În resurse, sunteți dezamăgiți nu sunteți mulțumiți de resursele voastre, de bunurile pe care le aveți, de acumularea pe care ați avut-o, arătați această nemulțumire. În, la locul de muncă sau legate de sănătate, este ceva care vine din trecut. Poate să fie și o problemă legată de sănătate sau rezolvarea unei probleme de sănătate să-și găsească uh, rezolvarea în trecut din partea unei persoane pe care ne-ați mai văzut-o de mult timp, pe care o revedeți acum și să apară această, să zicem, comunicare. Eu știu, vă face cunoscut un medic sau un tratament sau aveți, cum să spun, o relație din trecut care vine și vă influențează acum. Nu ne neapărat neplăcut, am putea spune, poate să vă aducă și bucurie. În ceea ce privește cariera voastră, reușita socială sau cum să spun? scopul pe care îl aveți voi în viață, menirea voastră pentru ce ați venit voi în viață, în viața asta aveți o menire. Eu știu, unii au să uh, fie medici și să îngrijească oameni, alții să îngrijească de sufletul oamenilor să fie preoți și sunt buni preoți sau uh, Alții uh, merg spre această profesie, să zicem, dar nu au acea tracție. Nu sunt atrași de munca lor. Fac această muncă ca pe o rutină și atunci nu apare nicio afirmare. Aici aveți nevoie de un ajutor, de împăratul. Împăratul este o persoană autoritară, o persoană care este o, este o arcană majoră. Este o un bărbat, un bărbat în vârstă, un bărbat cu ascendentul sau zodia în berbec, dar este o persoană care poate să vă ajute cu sfaturile lui, fiindcă este vorba de un împărat. Un împărat întotdeauna își ajută supușii. Este capabil să dea sfaturi, să ajute pe ceilalți? Poate să facă acest lucru. Aveți nevoie de sfaturile lui? În ceea ce privește uh, comunicarea voastră cu frați-surori vecini, arătați această iubire este un as de cupe, este o iubire supremă, iubirea pentru divinitate, iubirea pentru părinți, pentru frați, surori, pentru vecini. Arătați această iubire, armonie, înțelegere. Voi arătați această iubire, dar în contracte, în asocieri, în procese, aveți un paj de spade. Pajul de spade arată că aveți uh, o reclamație care vi se face sau uh, o persoană care uh, ascunde ceva, deci uh, o persoană care va duce o inspecție, un control, vă face o reclamație, vă face ceva. Cam asta am putea spune. Poate fi vorba chiar de o persoană cu vărsă, vărsător sau gemeni. Adică să aibă zodia, ascendentul sau luna în vărsător sau un gemeni. O femeie. Care poate fi mai tânără decât voi. În ceea ce privește uh, relațiile voastre, aveți de ales. Pare să vi se pună în față o alegere. Deci, poate că aveți relații cu mai multe persoane, prietenii, protectori, dar la un moment dat vi se pune în față o alegere. Vrei să mai vorbești cu mine, atunci nu vă mai vorbești cu Xulescu. Bineînțeles că nu veți putea face o asemenea alegere și veți lăsa totul la decizia Divinității. Veți prefera să nu faceți nicio alegere în aceste relații. În ceea ce privește familia, căminul, relația cu părinții, cu părintele de același sex, am zice, cu trecutul, poate să fie un lucru care vine din trecut. Zece de spade. Nu știu ce să spun. Deci, foarte multă răutate în familie, în cămină, în relațiile pe care le-ați avut, dar toate s-ar putea să fie legate de trecut. Sunteți efectiv doborâți la pământ de această răutate. Știți, la nouă de spade este acel sfat. Uh, Ascundeți-vă scopurile. Aici nu știu ce să mai spun. Nu există niciun sfat, adică n-aș putea să-l spun. Deci uh, nu este deloc bine. Sunt oameni care sunt capabili de orice în aceste. zona familiei. De bază mai mult, vorbim. Sau căminul vostru, dacă sunteți căsătoriți și aveți, atunci am putea spune că partenerul de viață tinde probabil, sau deja vă despărțiți și aveți foarte multă ură, răutate, lucruri care până la urmă v-au făcut rău din punct de vedere al sănătății și trebuie să fiți foarte atenți. În pajul de cupe arată că schimbarea voastră va aduce totuși lacrimi. Lacrimi care sunt din cauza răutății celorlalți, bârfă, minciună, răutate și aveți aceste lacrimi în iubire. Sacrificiul vostru este acesta. Cinciul de spade este un sacrificiu. N-am putea spune, este într-adevăr un lucru prin care trebuie să treceți. Știți, karma trebuie să o experimentăm, trebuie să ne îmbunătățim și trebuie tot timpul să fim atenți la karma noastră, să nu ne creăm o karmă negativă. În ceea ce privește acest sacrificiu, deci aveți o ceartă, o ceartă cu o persoană unde fiecare spune ce are de spus. Nu puteți face nimic aici, adică și voi veți spune tot ce aveți de spus și celălalt va spune și sau poate că lucrul acesta deja s-a întâmplat și deja acum nu se mai pune problema să vă împăcați. Este o despărțire clară, fiecare își urmează calea lui. Nu este un aspect neapărat negativ, dar sfatul arcanei aici este încercați să nu vă răzbunați. Deci aceasta ar fi etalarea, țineți cont că pentru voi aveți marele preot în cunoaștere, în călătorii, deci orice călătorie ați face, gândiți-vă că trebuie să aveți un comportament corect în societate. Sau cursuri, orice ați face, dar și la menirea voastră, cariera voastră, menirea. Trebuie să țineți cont de sfaturile unui împărat, unui berbec care poate fi un părinte, un soț, un frate, deci cineva care are acest aspect pe berbec. Ascendent sau zodie. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.